În evidența cabinetului de pneumologie din cadrul Spitalului Eugen Nicoară există 1700 de bolnavi cu afecțiuni bronhopulmonare cronice. Multe dintre aceste boli pot fi prevenite sau controlate dacă sunt detectate la timp. Potrivit medicilor, putem reduce riscul apariției afecțiunilor respiratorii prin evitarea fumatului și a zonelor aglomerate, în special primăvara și toamna. Simptomele diferă în funcție de gravitatea bolii. Tusea, febra, inițial acompaniate de durere de gât, rinoree și ulterior dureri toracice, tuse cu expectorație productivă, febra persistentă. Oboseala și toleranța la efort tot mai mică. Pentru a depista din timp aceste afecțiuni, medicii recomandă spirometria. Testul durează 5 minute, iar rezultatul se dă pe loc. Analiza se face cu trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din spitalele cu secții de pneumologie. Această consultație, întotdeauna pe lângă examenul obiectiv, va cuprinde și o radiografie pulmonară, necesară pentru a exclude alte cauze de tuse. Și în al doilea rând, o investigație importantă ar fi spirometria. Spirometria ne arată cum funcționează plămânul și ne poate ajuta la diagnosticul de bronhopneumopatie cronică obstructivă sau de astm bronșic. Tratamentul diferă în funcție de tipul fiecarei afecțiuni și doar medicul specialist este cel care îl poate prescrie. Pentru infecțiile respiratorii sunt importante antibioticele, simptomaticele, antitusivele sau expectorantele, antiinflamatoarele, pe o perioadă scurtă. În cazul în care ne referim la bronhopneumopatia cronică obstructivă sau astmul bronșic, aici ar intra în tratament, pe termen lung, tratamentul cu bronhodilatatoare și antiinflamatoare. Printre cele mai grave afecțiuni ale plămânilor se numără tuberculoza, bolile obstructive bronhopulmonare cronice, infecțiile, astmul și cancerul.